Thank you.
Și dorim de asemenea ca Dumnezeu să ne îmbrace cu putere, Dumnezeu să pregătească inimile noastre și în seara aceasta, încă o dată, să putem să stăm gata pentru a asculta mesajul din partea Dumnezeu. Fie dar ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să fie o seară în care inima noastră să fie deschisă spre Dumnezeu, că Harul Mântuirii se coboră în fiecare inimă și noi toți să fim plini de roadă și mergi spre slava lui Dumnezeu. Nu am vrea ca să ne priviți ceva mai sus, că noi suntem aici, ci cu toții. Vrem să lăudăm și cel mai important este că noi lăudăm pe Dumnezeu. Și cântarea care vrem să cântăm spune: meriți toată slava, meriți toată cinstea, meriți gloria și închinarea, pentru că pentru noi păcătoși ai venit în lumea aceasta, ai eu și Dumnezeu să fim salvați. Amin. Shh.
De la El este cel mai bun lucru care poți să-l faci în seara aceasta. Așa pentru aceasta să te găsești în locul acesta și să mă găsesc în locul acesta. Să cerem de la Dumnezeu binecuvântare. Să cerem de la Dumnezeu să ne asculte. Așa să citim împreună un verset din Sfânta Scriptură care spune așa: dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, îl voi asculta din cer, le voi tămădui țara și voi ierta păcatul. Aceasta vrea să fie rugăciunea noastră în seara aceasta. Să căutăm fața Domnului. Și Domnul ne promite că ne va asculta din cerul. Este cel mai lucru important. S-ar putea să te asculte un prieten când ai o dorință. Dar dacă Dumnezeu te ascultă, El o și împlinește. Spune-ne cazul tău prietenului tău și o să te mângâie probabil, dar nu o să-ți poată împlini sau să-ți răspundă necazului tău, să rezolve problema ta. Poate prietenii pot rezolva o problemă ușoară, nu? Dar Dumnezeu poate rezolva orice problemă. Haideți să ne ridicăm în picioare și să rugăm pe Dumnezeu, să ne smerim în fața Dumnezeu. Și să-i cerem: Doamne, binecuvântează cetatea aceasta, binecuvântează fiecare suflet din locul acesta și cei care n-au venit în locul acesta. Să ne rugăm pentru biserica din locul acesta și pentru bisericile din jurul nostru. Să ne rugăm și pentru Biserica Ortodoxă și pentru celelalte biserici care se află în locul acesta sau în jurul nostru. Pentru că Dumnezeu poate să facă din fiecare nu.
dragostea din tine pentru Dumnezeu. E un mare lucru să pot să mai merg, căci în jurul nostru sunt mii de lucruri ce pot să le despartă de tot meu pentru Dumnezeu.
Eterna felicidade.
să ne rugăm seara aceasta, așa cum am amintit, pentru cei care sunt în suferință. Ceea ce aș vrea eu să vă amintesc, nu că nu ați știut dumneavoastră, drumul spre cer, drumul spre împărăția lui Dumnezeu, este presărat cu suferință. Drumul spre cer este presărat cu suferință. Dacă ar fi să vă întreb, o să spuneți unii, este adevărat. Alții, dacă ar fi să alegeți, a spune, eu nu aleg să trec prin suferință. Dar nu este alegerea noastră. Drumul spre cer este presărat cu suferință. Și spune cuvântul Domnului în Cartea Faptelor Apostolilor că la un moment dat Pavel se găsea în Derbe. Și acolo la un moment dat au venit niște iudei, dacă vreți niște prieteni, în ghilimele spus. Și oamenii aceștia au venit, s-au prezentat înaintea lui Pavel, dar nu l-au întrebat. Pavel, spune-ne și nouă experiența ta cu Dumnezeu. Pavel, spune-ne și nouă cum ți s-a descoperit ție Dumnezeu, ce lumină ai văzut, ce glas ai auzit, ce voce ai auzit, cum ai căzut jos, nu aceasta. Ci spune că oamenii aceștia au întărătat norodul împotriva lui Pavel. Spune că l-au împroșcat cu pietre, l-au bătut și l-au scos afară din cetate. De ce? Un om care predica Evanghelia să fie scos afară din cetate. Ăsta nu mai are ce căuta aici. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce l-au bătut bine, l-au scos afară din cetate, au crezut că este mort. Spune că după un timp, Pavel s-a ridicat în picioare, ucenicii erau lângă el. Și a ascultat ce a spus Pavel. El îi îndemna să stăruiască în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. În împărăția lui Dumnezeu trebuie ca să intrăm prin multe necazuri. Și m-am întrebat și Doamne, dar de ce? De ce necaz? Și tot Apostolul Pavel dă răspuns și spune, ba mai mult ne bucurăm chiar și necazuri, că știm că necazul aduce răbdarea. Răbdarea aduce biruință în încercare. Și biruința aceasta aduce nădejde. Și nădejdea aceasta nu înșală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Slăviți să fie Domnul! Amen. Care este rostul suferinței? Să aducă răbdare, să aducă biruință, să aducă nădejde. Și într-o zi, prin suferință, prin încercare, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Zic, Doamne, ajută-ne că atunci când vine suferința și încercarea, să rămânem lângă Tine și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Aș vrea ca să amintesc în seara aceasta cauzele care sunt aici și să nu ne fie prea mult sau prea greu să ne rugăm pentru ei. Vă rog să vă rugați pentru fratele Florin Pop, care trece printr-o încercare și fie ca Dumnezeu să-i dea biruință. Amin. Amin. Să ne rugăm pentru fratele Sandu Vancea și soția Anichea, care sunt bolnavi și au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Amin. Și noi spunem amin. Amin. Să ne rugăm pentru fratele Costică și sora Florică, care sunt și ei bolnavi. Amin. Domnul să îndure de ei. Amin. Amin. Apoi să ne rugăm și pentru tânărul Petrișor. Dumnezeu să aibă milă de el, să se atingă de el cu vindecare. Amin. Amin. Să ne rugăm și pentru totdeauna Viorica de la Gherla. Biserica știe, ne-a mai rugat. Dumnezeu să se atingă de ea cu vindecare. Amin. Amin. Să ne rugăm și pentru fratele Mureșan Ioan din Șimișna, ca Dumnezeu să aibă milă de el, să-i dea vindecare. Amin. Și apoi să ne mai rugăm și pentru bunica Chereche Șuraveca. Spune că este grav bolnavă. Da. Dumnezeu să-i dea vindecare. Amin. Amin. Să ne rugăm încă pentru două cazuri care le-am mai amintit. Doi bărbați care au căzut de la credință. Doi bărbați care doresc ca din nou să se întoarcă la Dumnezeu. Amin. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea putere. Amin. Ca Dumnezeu să se întoarcă din nou la Dumnezeu. Cu fața spre Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne Thank you.
Să-ți vine în viața tău.
Dintre care cel din tâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare ca o pildă a celor ce cred în El în urmă ca să capete viața veșnică. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinste și slavă în vecii vecilor. Amin. Amin. Doamne, stăm în prezența Ta și înaintea Ta. Și am venit în locul acesta pentru faptul că Tu mai întâi ai venit la noi. Doamne, aduc înaintea Ta orice inimă care este prezentă în locul acesta. Te rog să o cuprinzi în brațul Tău. Te rog, Doamne, ca prin cuvântul Evangheliei și prin puterea Duhului Sfânt să aduci lumină și înțelegere. Amin. Pentru ca noi, Doamne, să fim transformați de acest cuvânt. Nu știu care este nevoia fiecărei inimi, dar Tu o cunoști îndeaproape. Te rog, în primul rând, să Te atingi de mine. Amin. Pentru că îmi dau seama că dacă eu voi vorbi în seara aceasta, vom pierde timpul degeaba. Dar dacă Tu ne vei vorbi, Doamne, noi vom prinde viața veșnică, vom prinde iertarea de păcate, vom prinde mântuirea. Îți mulțumim, Doamne, că ai timp pentru noi și în seara aceasta. Îți mulțumim pentru cântările care au fost cântate. Aceste cântări care au atins inima, sufletul și urechile noastre. Doamne, binecuvântat să fii. În numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați. Slăviți să fie Domnul cerului și al pământului, pentru că avem încă o zi. O zi. Și spuneam la Dej dimineață și în seara aceasta la Biserica Speranța că aceasta este ziua pe care Dumnezeu a făcut-o. Când faci un lucru, nu e așa că ești mândru de ce ai făcut, dacă iese bine. Așa e? Când vine cineva la tine acasă, când ai construit o casă, când ai o mașină, când ai multe lucruri, vii și spui, hai să vezi ce am făcut. Și aveam un unchi îmbanat, aveam, acum domnul a chemat acasă de vreo 2-3 ani. Și când mă duceam acolo, el acasă îmbanat, bănățânii au ceva ce românii ceilalți nu au. Au așa o, că zic ei, îmbanatul-i fruncea. Au un așa, un orgoliu al lor. Și spunea, măi, ne poate să vezi ce am făcut eu aici, am venit aici, în locul ăsta, cu mâinile în buzunar. Și mi-a dat acolo trei case care le-a construit el, trei case, trei luni de case. Fantastic. Una a cumpărat-o și două le-a făcut. O gospodină când vin musafirii, nu e așa ca gospodină, când ești pregătită, ești gata, vină copiii din Spania, din Franța, acum și în Spania, citeam pe internet, în fiecare zi pleacă câte 100 de tineri din Spania, pentru că guvernul a dat niște legi mai grele, mai aspre. Și pleacă în America de Sud, în Uruguay, în Brazilia, în Chile, în alte zone pe acolo. Vină copiii de la distanță, vină musafirii că e gata totul. Și te bucuri când vezi că mănâncă și le place. Vreau să-ți spun un lucru. Aceasta este ziua pe care Dumnezeu a făcut-o. Știi de ce? Ca să ne bucurăm. Și să ne veselim. Doamne ajută, Doamne de sărbători. De sărbători am zis, hai să ne bucurăm de sărbători. Ce trebuie românului ca să se bucure? Ce trebuie? Păi trebuie niște bani. Că dacă n-ai bani,
Să ai un leu, te-ai bucurat? Să ai un leu, un bormoneu. Nu te-ai bucurat. Dar când ai mai mulți bani, te bucuri. Te bucuri să ai un pic sănătate. Că așa zice românul. Mă, sănătate, că e mai bună decât toate. Dar și dacă ai mai puțină sănătate, te poți bucura. Și o să vedem în seara aceasta cu oamenii ai Dumnezeu. Transformați de puterea lui Dumnezeu, s-au bucurat. S-au bucurat că Dumnezeu era acolo. Și de Dumnezeu s-au bucurat. Nu e așa că te bucuri? Chiar dacă n-ai mulți bani, chiar dacă n-ai multe sănătate, dar dacă ai liniște în inima ta și ai pace, pacea care întrece orice pricepere, te bucuri mult mai mult. Sunt oameni sănătoși, sunt oameni cu bani, sunt oameni cu poziție socială și n-au liniște și pace. Acum când se plecă la Dej, vine o doamnă la mine. O doamnă care are din toate din care am zis. Și plângea. Și spune, domnul pastor, nu v-am spus totul de dimineață, dar vreau să îmi acordați o oră sau două să vă spun totul acum. Și am zis, domnul pastor, nu am timp, nu pot acum, că sunt așteptat altundeva. Dar mâine am tot timpul la dispoziție să vă ascult. Și spune, nu m-a ascultat nimeni, vreau să vin să vă spun. Ei, în seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun un lucru. Mai întâi vreau să mulțumesc Domnului pentru prietenii mei din grupul Rază de Lumină. Cu ei am călătorit, suntem mai mult decât frații Domnului. Suntem prieteni și simțim unii pe alții. Unii și prietenii mei ăștia doi cei mai mari din grup. Cu ei am străbătut multe țări și multe mii de kilometri astă toamnă. Și dacă Domnul îngăduie și anul ăsta, nu știm ce fi la mâine, însă știm că Dumnezeu se îngrijește de noi. Domnul să vă binecuvânteze. Și să știți că ostenea voastră nu este zadar, dar să vii să fie Domnul. Mulțumesc apoi fratelui Daniel, slujitorul biserica aceasta. Și mai mult decât atât este și prietenul meu. Eu mulțumesc Domnului pentru invitația care mi-a făcut-o. E o onoare pentru mine să stau aici în prezența fraților și a prietenilor și a invitațiilor din seara aceasta. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Haideți să intrăm în text pentru că e mai bine să vedem ce are să ne spună Domnul. S-a obișnuit bine din turneu să mă sponsorizez cu Batiste. Și îmi dau seama un lucru, citeam acum în Biblie, că Dumnezeu toate lacrimile le tune într-un burduf. Dar zic, Doamne, are transpirația, ne pune într-un burduf undeva, sudoarea. Și așa e când mergem la coasă, la sapă, punem, investim sudoarea acolo, pentru că știm că Dumnezeu dă de sus. Și când dă Dumnezeu din cer culoare, vine binecuvântarea. Și în seara aceasta, mai mult decât pot să fac eu, poate să facă Dumnezeu. Am venit în seara aceasta aici și știi de ce? Pentru simplu fapt, că înainte să mă cheme cineva aici, a venit Iisus Hristos din cer, pe pământ. Dacă Hristos Iisus nu venea din cer pe pământ, eu niciodată nu veneam în cetate. Nici grupul Rază de Lumină nu exista, niciodată nu puteam să avem părtășia asta frumoasă, dacă Iisus Hristos nu venea din cer pe pământ, dar El a venit. Glorie Domnului! Cele patru evanghelii care le avem în Scriptură, Evanghelul cu Matei, Marcu, Luca și Ioan, ne vorbesc ce s-a întâmplat când Iisus Hristos a venit pe pământ. Cum a trăit Domnul Iisus Hristos pe pământ? Dar epistolele, 14 la număr, și inclusiv această epistolă, ne vorbește motivul pentru care Hristos a venit pe pământ. Și așa spunea versetul 12. O adevărat și cu totul 15. O adevărat și cu totul vrei de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume. De ce? Ca să mântuiască pe cei păcătoși. În seara aceasta aș dori ca să vedem două aspecte pentru care Hristos Iisus a venit în lume. Două motive. Primul este acesta. Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Păi dacă a venit pentru păcătoși, înseamnă că păcătoșii au de-a face cu păcatul.
Și atunci trebuie să ne gândim ce este păcatul. Cum ne afectează păcatul pe noi. În această lume în care a venit Iisus Hristos, spunea cineva, ispitele ne hărțuie în fiecare zi. Cine nu a fost hărțuit de ispite? Am fost martor la o scenă îngrozitoare. Anul trecut, stăm de 2 ani, nu la Vile Dejului, aici, la o casă, la o casă frumoasă, cu multe fete sunt în casă și toată familia suntem acum aici. Domnul s-o binecuvinteze Casa Speranței. Eram acasă și am fost martor la următoarea scenă. 3 câini. Vorba Domnul, sau cum să-i numesc, fugăreau un pui de căprioare. Până m-am dumerit eu, că era un pic ud afară, lui ăsta așa era vremea, până m-am dumerit eu că ce se întâmplă, să mă duc repede să-mi iau niște încălțăminte, că doar nu ies în picioarele goale, că nu-s ca bunicul care a trăit și avea bine talpa pusă la punct în privința asta, și l-a fugit după câini. Ei s-au dus cu căprioara în jos, cu pui de căprioare. Dar nu se repede am luat niște adică și când m-am dus pe vale acolo, pe dunca văii, am văzut că pui de căprioara, fiind hărțuit de acești câini, a căzut într-o groapă de apă și câinii s-au nepustit pe ea. Până să ajung acolo, i-au rupt gâtul. Și am zis, n-am putut să fac nimic. N-am putut să fac nimic. În seara aceasta, un lucru să știu. Orice ispită care vine să ne hărțuiască pe cei mici, pe tineri, pe adulți, pe cei în vârstă, Hristos este mai tare decât orice ispită. Și diavolul din lumea aceasta. Acel om spunea următorul lucru. Boala ne degradează. Uitați-vă în viața dumneavoastră, în familia dumneavoastră, la vecini. Ce face o boală? Oricâți bani ai avea, nu poți să faci nimic. Prieteni de-ai mei, la o vârstă de 31-32 de ani, în 2 luni de zile, director la o școală în Alba Iulia, a fost terminată de boală. A venit un microb peste ea și a terminat-o. Păcatul robește pe oameni. Nu contează că ești ortodox, baptist, pentecostal, catolic, ce ai fi. Păcatul vine în casa ta și robește. Și când intră păcatul într-o casă, nu contează că ai diplome, intră acolo și devastează. 3 ani de zile a trecut. 2 tineri și-au zis, vrem să mergem în lumea asta împreună, pe drumul căsniciei. Și anul trecut, în luna noiembrie, am dus la ea acasă și spunea următorul lucru. Nu vrem să mai stăm împreună. Ne urâm. Nu ne place să stăm. Păcatul devastează. Diavolul ne amenință în fiecare zi. În fiecare zi diavolul vine. Dimineața predicam din pilda semănătorului. Cine n-a auzit? La înmormântări, preoți, predicatori, vin și spun că semănătorul a ieșit. Și a împrăștiat sămânța. Și spune că o sămânță, o parte a căzut lângă drum. Și ce imaginați în felul acesta de sămânță spune că sunt acei oameni care aud cuvântul și îl primesc. Dar vine diavolul ca și păsările cerului și fură cuvântul ca oamenii să nu creadă și să fie mântuiți. Venim în biserică, dar să știți că cu noi a venit și diavolul aici. Și în orice zi când auzi un cuvânt din Scriptură, diavolul este acolo, că el este hoțul. Hoțul care nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Dar mai tare decât diavolul este Iisus Hristos, că vise fie lumea. Și în seara aceasta vreau să spun, primul motiv pentru care Hristos a venit în lumea aceasta a fost ca să aducă mântuire. Când spun cuvântul mântuire, e un cuvânt așa de bogat, așa de măreț. Și trebuie să vedem ce înseamnă mântuire. Mântuire are de face cu iertarea de păcate.
spune un cuvânt din Noul Testament, Fapte 4:12, în nimeni nu este mântuire, în niciun alt nume nu este mântuire, pentru că nu s-a dat sub cer un alt nume în care oamenii să fie mântuiți, adică să fie iertați de păcate, decât în numele Domnului Iisus Hristos, să ni se fie El. De ce iertare de păcate? V-ați întrebat? Păi care dintre noi, ca familii, dintre oameni, n-am gustat dulceața iertării? Atunci când soțul și soția, soția cum e aici, și de multe ori a venit diavolul, a venit ispitele, au venit duhurile, ca să ne tulbure. Și seara stai în pat, vine noaptea, și mă întreabă soția la un dat, după un ceas de vreme, ne-am întors unul la altul cu spatele și hai să dormim! Dar cum să dormi? Pentru că nu există iertare. Și dacă nu-i iertare, nu-i pace, nu-i bucurie, nu-i liniște. Și degeaba ai saltea bună, degeaba ai pat bun, degeaba ai cameră bună, că nu este pace și liniște. Și atunci, ai nevoie de iertarea aceea dulce. Și întreabă soția, ce faci? Dorm, nu? Și atunci am întors unul pe altul, față în față. Și hai să povestim, hai să vorbim. Și în momentul când vorbește, vine puterea Dumnezeu peste tine și peste viața ta. Așa spunea David, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și Duhul căruia nu este viclănie. Doamne, de ce avem noi nevoie acum? Avem nevoie ca și Davidul de continuare, de acea putere. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele, dar când mi-am mărturisit, vina! Tu ai iertat. Greșeala mea, păcatul meu, să vi se fie Domnul. În seara aceasta, fiecare dintre noi suntem conștienți că avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu, care o dă doar Domnul Iisus Hristos. Toate religiile din lumea aceasta se bazează pe ceea ce poate face omul. Și hinduși, și budiștii, și confucianiștii, și zoroariștii, și alte religii, 1100 de religii, se bazează pe ce face omul. Și din păcate și creștinismul a început să împrumute de la religiile păgâne. Pe ce putem să facem noi? Și plătim. Și dăm. Dar vreau să vă spun, nimic din ce face omul nu poate să ierte păcatele. Creștinismul se bazează pe ce a făcut Iisus Hristos. Amin. Și când vin și spun, am nevoie de mântuire, am nevoie de ce a făcut Iisus Hristos în locul meu. Amin. În locul meu și în locul tău. Murita Domnul pentru toți. Veniți să-i mulțumim. În seara asta și în fiecare zi. Hristos Iisus a venit în lumea aceasta ca să aducă mântuire. Mântuire înseamnă iertare de păcate. Așa spune versul care l-am citit aici. La un moment dat, nu, 14, înainte. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și dragostea care este Hristos Iisus. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos. Ce este har? Har înseamnă un dar. Un dar nemeritat, mulțumesc. Un dar. Ne place să facem darul cu umilație. De ce facem darul? Pentru că iubim o persoană. Ce dar îi facem dacă iubim o persoană? Un dar care să-i trebuiască. Ne uităm la nevoile lui, la nevoile familiei și zicem, măi, fac darul ăsta. Hai să vă întreb. Sau să punem ipoteza asta. A zice, păi, ne-a plăcut cum a predicat fratele Ionuț Cărbu. Hai să-i facem cadou. O mașină. Pardon, nu orice mașină. O mașină de cusut. O mașină de cusut. Păi gândiți-vă la mine dacă au fost cojocat. Dar faptul că m-am născut în casa unui cojocar nu înseamnă că eu știu să cos haine. Și mașina care mi-ați face-o cadou, dacă e Zinger ăla din Germania, care e foarte scumpă, acum am înțeles, domnule, nu mă ajută cu nimic. De aceea eu când fac un dar cuiva, trebuie să-mi dau seama de nevoia care o are persoana aceea. Pentru că darul trebuie să împlinească o nevoie. Și uitați-vă acum, Hristos Iisus a venit în lumea aceasta fiind darul lui Dumnezeu pentru omenire, amin, pentru toți. Amin. De ce? Pentru că toți oamenii aveau nevoie disperată de iertare de păcate. Amin. O bătrânică de vreo 80 de ani
era pe patul morții. Și a venit preotul greu catolic să-i ofere aboliție, să-i ofere iertare de păcate. Și când se-i facă împărtășanii acolo să-și mărturisească ea problemele, l-a rugat, auziți, cine sunteți? Păi eu sunt preotul care am venit să-ți dau iertare acum, înainte de după mort, să te fără iertare. Și bătrânica a spus, vină, te rogăm la mine. Și a venit lângă ea și a zis, dă-mi, te rog, palmele dumneavoastră. Și preotul i-a întins palmele. Și bătrânica a început să picuie palmele și din preotul i-a spus, impostor, de ce ești? Ești un ticălos! Ești un șarlatan! Ești un mincinos! Și preotul îmbrăcat frumos în haina lui, alb, negru aici în față, contrastul între minciună și adevăr, între păcat și neprihănire, între bine și rău, zice, dar cum stăm așa de mine? Și ai zice, acela care poate să-mi ierte păcatele, are în palmele lui semnul cu el. Doar acela poate să-mi ierte păcatele. Care are semnul cu el în palmele lui. Tu nu le ai. Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ca să ne elibereze de păcat. Ce povară grea păcatului ai? Nu știu cum se numește păcatul din viața ta. Oricum, are multe denumiri. Dar orice păcat Iisus Hristos poate să vină și să ia. Pentru că eu, Botezătorul, când era la râul Iordan și boteza pe oameni și venea oamenii ca să facă botezul pocăinței, el venea și spunea la un moment dat, acela care îl vei vedea pogorându-se Duhul Sfânt peste el, este acela care ridică păcatele și care botează cu Duhul Sfânt. Amin. Și să uita la Domnul Iisus și vine Domnul Iisus la el și spune, Ion, Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul. Aleluia. Unul singur poate să zice păcatul meu și păcatul tău. Și știi ce face cu el? Îl duce departe. Îl duce departe să nu își mai aducă nimeni aminte de el. Să vii să fie Domnul. Acum, acolo unde ești. Chiamă-L pe Domnul Iisus. Și dacă mai ai păcate în viața ta, spune, Domnul Iisus, ia-mi păcatele astea. Pentru că mă bucurează, pentru că mă pătează, pentru că îmi iau bucuria, pentru că mă degradează. Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Mântuire înseamnă iertare de păcate. Și în sensul ăsta zic despre acel copilaș, am mai spus-o în întâmplarea asta, îmi place foarte mult, care era orfan undeva prin Viena, prin Austria se întâmplă acțiunea și își făcea bani de existență în fiecare zi. Vindea reviste, vindea ziare. Și la un moment dat, într-o seară, târzie, iarnă, geloasă afară, după ce împarte ziarele care le-a avut, le-a dus la chioșcul de ziare cel care a mai rămas, s-a dus spre casa lui. Casa lui era, de fapt, o cutie de carton și acolo era și sufrageria, și bucătăria, și dormitorul, și tot ce era lui, era acolo, în cutia aia de carton. Și la seama că cineva a venit și a furat casa lui. A furat, unul poate mai sărat decât ea. Trist, foarte mâhnit, se duce îndurerat pe străzi și umblă singur. La un moment dat, întâlnește un polițist și zice, domnule polițist, cineva mi-a luat casa. Nu puteți să mă ajutați cu o informație undeva să mă duc, să ajung noaptea asta, măcar este frig afară, îi cer. Până dimineață. Și polițistul spune, băi, de fere, te duci pe strada asta în sus și chiar la intersecție acolo, pe colț este o casă cu ziduri înalte, cu porți înalte, du-te acolo și bate la poarta respectivă. Și când vine cine deschide poarta, să-i spui doar atât. Ioan 3 cu 16. Păi, băiatul l-a înregistrat și s-a dus. A putut la poartă, apare în cadrul porții un chip de doamnă. Atât, atât de terminus, atât de blând a vorbit și a spus, cu ce te pot ajuta? Ioan 3 cu 16. Domnul a spus, bine, hai cu mine înăuntru. Domnul, până când ajungă în casă, zice, cred că ți-e foame. El, da, hai la masă. I-a spus în fața unei mese așa de bogate,
cum nu mai un vis avea băiatul nostru. După ce a mâncat bine și a săturat, zice băiatul nostru, eu nu știu ce înseamnă Ioan 3 cu 16, dar s-a părat așa de bine. Doamne, a zis, uite, fiare, acum ai nevoie să te speri, pentru că ești foarte umplit de murdar, ești întrigurat, hai să te speri. O să mă spăl, da, uite, am o baie pregătită, haine curate acolo, asta le lași până dimineața, le spălăm și suscate și gata. Zice, băiatul face baie într-o carte din aia, numai el ca rege. După ce se îmbracă în haine pe loc, pregătă acolo, vine la doamna și spune, doamne, eu nu știu ce înseamnă eu am trebuit 16, dar așa de bine cu toți. Și omul doamna zice, auzi, ai stat toată ziua pe străzi, împărțind ziare și ești amuzit. Haide bună! Și l-a dus într-un dormitor, într-un pat așa de moale și de tare. Și dimineața s-a trezit și a venit la Doamna și a spus, Doamna, eu nu știu ce înseamnă Ioan 3 cu 16. Știu atât, că eu am 3 cu 16 așa de bine se-a curăță, așa de bine curăță și așa de bine urmește. Vreau să vă spun, frații mei, prieteni dragi, poate treceți așa pe lângă Biblie în fiecare zi, poate o veți în casă, dar niciodată n-a citit Ioan 3 cu 16, care este inima Bibliei. Și acolo spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Doamne, câți oameni așteaptă și în seara aceasta să fie săturați, să fie curățiți și să primească odihnă pentru sufletele lor. Binecuvintează-ne! Mergem mai departe. Mântuire mai înseamnă ceva. Mântuire mai înseamnă și să fii un om eliberat de legăturile cu care satana, cu care diavolul vine să te lege. Cuvântul vine și spune că în Luca, în capitolul 13, într-o sinagogă, așa cum e aici, era o femeie. Și timp de 18 ani, femeia aceasta venea acolo în sinagogă și oamenii se uitau la ea, copiii se uitau și ziceau, oare, de ce femeia aceasta este așa din vârful, nu poate să-și îndrepte spatele? O fi păcătuit. Poate o fost rea de gură și acum, cum zic hinduși și budiștii, domnule, păcatul vine și te cărcește. Păi nu știu. Dar într-o zi, Iisus Hristos era acolo și predica Evanghelia. Și spune că s-a uitat la ea, a văzut-o și a zis, hai în față. A chemat-o acolo și a întins mâinile peste ea și spune cuvântul în Luca, în capitolul 13, spune că i-a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și îndată femeia și-a îndreptat spatele și a început să slăvească pe Dumnezeu. Atenție, a început să slăvească pe Dumnezeu. Știți de ce a venit Iisus Hristos în lumea aceasta? A venit pentru ca să ne dezlege de tot ce cu, de tot de legăturile cu care diavolul ne-a legat și noi nu putem nici de cum să-L slăvim sau să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. De când nu L-am mai binecuvântat pe Dumnezeu? De când? De dimineața am avut pe fratele Vasile Micula și spunea și mi-am amintit în timp ce instruisea el de multe alte persoane care așa cum suntem noi, sănătoși din punct de vedere fizic, avem două picioare, două mâini, doi ochi, două urechi, avem tot ce trebuie să avem. Fantastic. Și spunea el că are un tată, a avut un tată, care nu avea picioare. Și spunea către Vasile, am un singur dor, o singură dorință așa mea, să mai merg o apă de sculți prin fân, prin care. Dar nu mai sora lui de 50 de ani vine și zice că Vasile, aș dori foarte o singură dată să mai văd, un minut. Atunci când mă duc la copiii mei să-i îmbrățișez, măcar să-i văd cum arată acum. Că de mult nu am mai văzut. Dumnezeu vine în lumea aceasta ca să elibereze pe oamenii care sunt legați de Satan. Știți cu câte legături vine diavolul să ne lege în fiecare zi? Știți ce putere mare au aceste legături asupra oamenilor? Încât oamenii nu pot să îl mai binecuvinteze pe Dumnezeu. Ce se întâmplă când Iisus Hristos intră într-o biserică? Și asta mă rog pentru biserica Domnului din Cerar. A
așa cum a intrat în sinagoga aceea, să intre Hristos în biserica aceasta. Și orice legătură s-o desfacă, orice patim, orice pofte, orice păcate, orice eșecuri, El să le desfacă în altul. Pentru ca să putem să privim în sus și să lăudăm pe Dumnezeu. Amin. Pentru că noi am fost chemați, am fost construiți, am fost creați de Dumnezeu ca să lăudăm pe Dumnezeu. Așa spune Pavel în Roman, capitolul 11. Noi am fost chemați ca să slujim de laudă slavei lui Dumnezeu. Amin. Pentru ce trăiești în lumea aceasta? Să trăim. Mă bucur pentru lucrarea frumoasă care o fac prietenii mei dragi. Încerc tot timpul un bun cânt acum am publicat. Trebuie să-mi schimb și eu acolo, să încep să cânt de aici. De aceea, frate și soră, cântă lui Dumnezeu atâta timp cât poți. Roagă-te lui Dumnezeu și binecuvintează. Când veneam de la Perugia înspre Roma, la un moment dat pe autostradă, că nu aveam multă autostradă, am mers acolo și în Spania și în Italia, am văzut un indicator care scria Casa Diavolului. Casa Diavolului. Și-a zis, bă, poate nu văd bine. Poate s-a dormit. Îl mai las un pic mâini până la vreo sau cu cine la mașină, ca să nu cumva să râdă, nu, fratele păstor, acum fratele Ionuț, de prea multă predică, numai Casa Diavolului vede. Și am zis, hai să mă treacă lui. Și eu, bă, dacă am văzut un indicator, Casa Diavolului. Și nu uite, Casa Diavolului. Imaginați-vă că aveți pe cineva acolo, în Italia, în localitatea Casa Diavolului. Te-ai duce cumva la ea ca să-mi vizită. Unde duci, mă? Păi mă duc până la prietenul meu, unde îi? În Casa Diavolului. Și acum atenție. Iisus Hristos a venit, și aici e frumusețea Bibliei. Când zice Biblia că El a venit, înseamnă că El s-a smerit. El a renunțat și a venit la mine, care eram în casa diavolului, ca să mă elibereze de diavolul. Și când vine El, diavolul nu poate să stea împotrivă. Slăviți să fie Domnul. Iisus Hristos este acela care vine ca să aducă mântuire. Mântuire înseamnă și înviere. Îți două cazuri în Biblie, sau trei, în care Domnul Iisus Hristos a venit și a adus înviere, trei cazuri. Unul este la casa din Betania, unul este la văduva din Nain și unul este la fica sutașului, la fruntașul sinagogii, la Iair, în Capernaum. Și acum, în Marcu, în capitolul 5, cuvântul vine și spune că Domnul Iisus Hristos venea în Capernaum. Și atunci un fruntaș al sinagogii, atenție, un fruntaș al sinagogii a auzit că vine Iisus și a alergat înaintea lui. Și când s-a dus înaintea lui, Iisus spune cuvântul că i s-a închinat. Și a zis, Doamne, Stăpâne, am o fică care-i gata să moară. Un alt text spune că a murit. Vino și puneți mâinile peste ea și ea va învia. Uitați-vă cu ce credință vine Iair la Domnul Iisus. O fică a lui, unicul copil care l-avea de 12 ani, era pe moarte sau chiar a murit și vine Iair, fruntașul sinagogii. Păi stați, ce făceau fruntașii iudeilor? Cum îl priveau pe Domnul Iisus Hristos? Ăsta este un șarlatan. Ăsta scoate afară pe duhurile rele cu ajutorul lui Belzebul. Cu toate că oamenii vorbeau de rău pe Domnul Iisus, El a venit și s-a închinat. Asta înseamnă că El a avut curajul să vină și să se închine înaintea lui Dumnezeu. Asta face credința mântuitoare, credința lui Dumnezeu. Nu contează ce zic oamenii. Tu vii și te închine în ea Dumnezeu și vine El. Și pe drum către casă, vine cineva de acasă și spune, nu mai supraviețuitorul, că fiica ta a murit. Și Domnul Iisus întors la ei și spune, crede-mă, crede-mă și fica ta va fi vindecată, va învia. Și Iair nu ascultă ce zic oamenii, ascultă ce zice Iisus Hristos. Și ajunge Iisus Hristos acasă, erau plângăcioșii aia care plâng tot timpul la mormântări, pe bani sau ca să impresioneze pe alții, și i-a scos afară pe toți și a mers cu Petru, Iacov și Ioan și cu părinții fetei. Și intră în casă și îi zice fetei, fetițo, scoală. Și fetița care era la loc s-a ridicat. De ce? Pentru că Iisus Hristos
a venit în casa acelui om. Știți de ce a venit Iisus Hristos în lumea aceasta? Ca să vină și în casa ta și în casa ta. Și când vine Iisus Hristos în casa mea și în casa ta, se întâmplă minunea lui Dumnezeu. Morții înviază. Cei care sunt demonizați sunt eliberați. Casa mi-a plăcut la textul ăsta că e aranjat și Marcu, și Matei, și Luca, exact unul lângă altul. Un om demonizat care avea o posesiune demonică incredibil de mare, o legiune. Asta înseamnă între 6500, între 4500 și 6000 de duhuri rele erau pe omul acela, gândiți-vă. Și Dumnezeu tărbuie legiune. Și Iisus Hristos vine și spune, ieși afară din acesta. Și omul acela mergea numai prin munți, locuia în morminte și se tăia și striga și țipa, era o amenințare. Așa cum e o doamnă care tot umblă pe drum aici pe la vile de jur. Ne speriem de ea când umblă. Și m-am dus să văd, mai ce s-a întâmplat? Părinții au făcut un lucru urât. Au călcat frumusețea lui Dumnezeu în picioare. A fost o vreme când părinții au luat Biblia și au dus-o la toaletă, la picioare. Și-a bătut joc de Biblie. Și Dumnezeu nu permite ca să-și bată cineva joc de frumusețea cuvântului său. Și doi copii din trei, o farmacistă și un profesor, că sunt stare teribile. Pentru că părinții au făcut lucruri incredibile, îngrozitoare. Doamne, ai milă de ei și de noi toți. Iisus Hristos vine ca El să ne elibereze, să ne aducă viață, să ne aducă eliberare, să ne aducă mântuire. Mă apuc de încheiere acum și spun încă un motiv pentru care Hristos a venit este acesta. Spun așa. Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine, cel din tâi, toată îndelunga lui răbdare. Ca să fiu o pildă pentru alții. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Iisus Hristos a venit să mă transformă. Să transforme viața mea care era urâtă, care nu era spre slava lui Dumnezeu, să o transforme să fie spre slava lui Dumnezeu. Samuel de Mărisă, un indian pe care l-am văzut prima dată în viață, predicând Evanghelia, mărturisea în 1991, după Revoluție Imediată, la un congres la București, următoarea întâmplare din viața lui. Mama lui era credincioasă și l-a dus la adunare și l-a încredințat în mâna lui Dumnezeu. Și a zis, Doamne, eu n-am putut avea copii până la 45-48 de ani. Și Tu mi-ai dat un copil. Și am pus numele exact ca mine, Samuel. Și am venit să-L încredințez ție, pentru că de la tine am primit. Samuel, să știi că ți-am pus numele pentru că Dumnezeu mi-a dat. La o vârstă la care mai puține femei mai au copii. S-a dus Samuel la școală, la universitate, studia medicina și acolo avea un coleg de cameră, hindus. Și colegul ăsta de cameră, hindus, Chandier, într-o zi când venea de la practică, întâlnește în oraș undeva un grup de tineri care cântau. Și din grupul acela de tineri care cântau, un tânăr se desprinde din grup și se duce la Chandier și spune un lucru. Iisus Hristos mă iubește și mi-a transformat viața. Domnul, Iisus Hristos te iubește și poate să-ți transforme viața. Trei. Iisus Hristos iubește pe toți oamenii și poate să le transforme la toți oamenii viața. Se uită așa de la el și spune, știi ce, Doamne? Eu cred ce ai zis. Dacă în trei zile colegul meu, Samuel, vede o transformare în viața mea, atunci eu cred. Dar dacă în trei zile Samuel zice că nu s-a întâmplat nimic în viața mea, eu îl arunc pe acest Iisus Hristos la groapa de gunoi, unde am aruncat încă 10.000 de zei ai indienilor, care n-au putut să transforme viața. Se duce și Samuel în cameră, o zi, două, a treia zi, vine Samuel la el și spune, Samuel, ce s-a întâmplat cu tine? Vezi ceva schimbat la mine? Da! Tu nu mai ești la care
ai fost. Ești total schimbat. Vorba ta, comportamentul tău, atitudinea ta, îți schimbate complet. Hai cu mine. Îl ia pe Samuel Șamier acum, hindusul convertit, îl ia pe ăsta la care era în biserică de mult timp, dar ca apa, în piatră, ca piatră în apă. Degeaba e piatră în apă, că piatra e tot uscată. Și mulți vin la adunare ca pietrele. Și așa pleacă din biserică ca și pietrele. Nu i-a pătruns cuvântul în inimă. Și mă rog Domnului ca să zdrobească în seara aceasta inimile de piatră. Și se duce cu el spre adunare. Și în timp ce merge spre adunare, undeva, într-un noroi până la genunchi, erau cu cizme. Zice, Samuele, ești tu născut din nou? Și Samuel zice, da, m-am născut într-un stabil de creștin. Samuel, nu. Ești tu născut din nou? Dar sunt în registrul unei biserici. Nu, Samuel, ești tu născut din nou? Și ce da seama că Samuel nu ești născut din nou. Și acolo s-a rugat lui Dumnezeu ca să-i ofere naștere din nou. Naștere din nou înseamnă să fii transformat de puterea lui Dumnezeu care vine în viața ta. De atunci, viața lui Samuel s-a schimbat. Știți cum? Mergea la școală și trecea pe lângă un magazin unde stătea oameni la bar să bea ceva. Și s-a dus acolo și a cântat o cântare. Și oamenii de acolo, când au cântat o cântare, zice, omul ăsta de ce? A doua zi iară zice, acolo și cântă o altă cântare. Și a venit mai mulți oameni. A treia zi, nu urmă la asta, doamne, să plece la școală. Și zice, stai aici și spune-ne despre Dumnezeu. Dumnezeu are putere să transforme viețile oamenilor. Atunci când oamenii își deschid viața, știți de ce a venit Dumnezeu în lumea aceasta? Ca să ne transforme, să ne înnobileze și mai mult decât atât, să ne înfieze, să ne treacă în familia lui Dumnezeu. Dumnezeu spune așa cuvântul. A venit ca să-și arate în mine toată îndelunga lui răbdare. Ce înseamnă îndelungă răbdare? Ce înseamnă îndelungă răbdare? Dumnezeu a avut așa îndelungă răbdare pe viața mea. A avut îndelungă răbdare pe viața ta. Cu lumea aceasta. Pe vremea lui Noe, Dumnezeu a zis, numai, vine cu tot. Pe vremea lui Lot a venit pucioasa și focul și a nimicit pe toți. Dumnezeu nu are îndelungă răbdare. Slăviți să fie Domnul. În seara aceasta, fă parte din oamenii aceia care vin și spun, Doamne, îți mulțumesc pentru îndelungă răbdare care a putut pe viața mea. Cheamă-L pe Domnul Iisusul la tine acasă. Și spune, Doamne, vină în casa mea. Vreau să plec de aici, dar nu singur. Vreau să merg cu tine acasă. Și în viața mea, în copilul meu, în comportamentul meu, să se vadă puterea Duhului Cel Sfânt. Închei mesajul cu gândul acesta. Apostolul Pavel vine și spune, a împăratului veșnicii, a nemuritorului, singurului Dumnezeu, să-i fie cinstia și slava în vecii vecilor. Amin. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că Pavel era un exemplu și în a lăuda pe Dumnezeu. Cum îl lauzi pe Dumnezeu? Pavel vine și spune, are Dumnezeu să fie toată slava, toată cinstia. Știi când poți să spui lucrul acesta? Atunci când ești transformat de puterea lui Dumnezeu. Domnul să ne vină pe Dumnezeu. Și rodul cuvântului semănat în săptămâna aceasta și pe viitor, să fie un rod bogat pentru biserică, pentru adunare și pentru localitatea cetană. Și fie ca numele lui Dumnezeu să fie înălțat peste dumneavoastră. Și acum, în încheiere, faceți lumea, vă rog frumos. În numele lui Iisus Hristos, care este mai presus de orice nume, binecuvântați-vă în Duhul. Știi când te duci așa și spune, băi, te binecuvântez în numele președintelui României al Băsescu. Dar ce are Băsescu cu mine? Te zice să trăiesc bine. În numele primului ministru, în numele primarului, în numele pastorului, vreau să spun ceva. Când vii și pui numele Domnului Iisus Hristos peste viața cuiva, acel om, acea persoană, este protejată de numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu poate să o binecuvinteze. Și gândiți-vă că atunci când îi rostești numele, numele acesta are așa mare putere, așa mare bogăție, încât poate să îi împlinească orice nevoie. Nu știu ce nevoie are. Poate ai nevoie de vindecare trupească. Poate ai cheltuit mult din banii tăi. Poate ai nevoie de vindecare sufletească.
Poate ai nevoie de putere. Poate ai nevoie de siguranță, să te uiți. Cheamă numele Dumnezeu. Binecuvântează pe cel de lângă tine cu numele Dumnezeu. Faceți lucrul acesta. Frați creștini, pentru că suntem urmași lui Hristos, binecuvântați-vă unii pe alții cu numele lui Dumnezeu. Pentru că atunci când te binecuvintești și îl binecuvintezi pe vecinul tău, în numele lui Dumnezeu, numele lui are putere. Să-i să fie Domnul. Amin.